Revin. Care sunt cinci, în opinia mea, cele mai mari pericole pentru securitatea națională a Republicii Moldova? Pericolul numărul unu este depopularea. Noi rămânem o țară fără oameni. Și aici trebuie o strategie națională, cum a făcut Ungaria, a făcut minister al familiei care se ocupă de problemele acestea. Ce folos că voi vreți să construiți sate europene dacă nu sunt oameni în satele acestea? Noi le aducem apă, lumină, le asfaltăm străzile, deschidem școli, grădinițe, le reparăm. Dar oamenii nu sunt, oamenii pleacă. Deci pericolul numărul unu pentru securitatea națională este depopularea țării. Pericolul numărul doi este securitatea economică. Noi practic nu avem întreprinderi autohtone. Noi toate băncile le-am cedat la străini. Noi avem o bancă cu fondatori, cu acționari moldoveni. Și băncile astea ne juchesc în fiecare zi pe noi, pe moldoveni. Uitați-vă ce profit de miliarde de lei au acumulat anul trecut. Securitatea economică este pericolul numărul 2. Securitatea alimentară, pericolul numărul 3. Seceta, care din an în an este tot mai grav, ne afectează agricultura. Nu văd nimic să vorbească în securitatea națională despre securitatea alimentară. 4. Securitatea energetică. Noi trebuie să avem interconexiuni nu doar cu Estul, nu doar cu Ucraina, Rusia. Noi vedem care este pericolul tranzitului prin Ucraina. Aici, da, s-au mișcat lucrurile, trebuie să recunosc. Trebuie să avem interconectări și energie electrice, rețele, și gaze, și cu Uniunea Europeană. Și a cincilea, dacă vorbim tot de securitate militară. Eu văd că voi vreți să rezolvați această problemă, să diminuați acest risc prin conlucrarea tot mai strânsă cu NATO. Aceasta nu este o soluție. Aceasta este un risc suplimentar pentru Republica Moldova. Securitatea militară sau pacea poate fi asigurată prin neutralitatea Republicii Moldova. Repet, neutralitatea statului garantată internațional. De ce nu depuneți acum eforturi în contextul ce se întâmplă în regiune, să mergeți la Organizația Națională Unită și să cereți ca securitatea Moldovei să fie garantată prin neutralitate permanentă, garantată de Organizația Națională Unită. Luați exemplu de la Austria, care a făcut acest lucru. Și aceasta este garanția numărul unu, că Moldova nu va avea război pe pământul său.